Astăzi, 3 septembrie, e ziua în care s-a născut patriarhul literaturii române, distinsul om al culturii, pilon veritabil al națiunii, omul cărții, critic și istoric literar, eseist, academicianul Mihai Cimpoi. Îi urăm sănătate, pace în suflet, noi realizări. A făcut studii la Facultatea de Filologie, Universitatea de Stat din Moldova. În 1987 este ales secretar al Comitetului de Conducere a Uniunii Scriitorilor, iar în 1991-2010 devine președintele Uniunii Scriitorilor. E alcătuitor, redactor, coordonator de ediții, exeget al operelor celor mai importanți scriitori români: Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Nikita Stănescu, George Bacovia, Ion Druță, Grigore Vieru, Dumitru Matkovski. Încă în anul 1975, Mihai Cimpoi s-a impus ca unul din criticii de frunte din Republica Moldova prin volumul Focul Sacru. Îmbinând cu pricepere analiza socială a creației artistice și cu interpretarea ei estetică, Mihai Cimpoi a scris mult despre Mihai Eminescu, ca poet al ființii. Este cel mai mare eminesciolog, a strâns toate cunoștințele, descoperirile, analizele sale critice într-un dicționar enciclopedic Mihai Eminescu. E o lucrare foarte prețioasă pentru cultura românească, pornind de la biografie și ajungând la mitul poetului. Dicționarul este elaborat în cadrul Institutului de Filologie Academiei de Științe a Moldovei și al Centrului Academic Internațional Mihai Eminescu, fiind lansat la Biblioteca Onisifor Ghibu. A scris peste 40 de cărți și 2000 de studii. În 2012, sprijinul editurii Viața Ardeleană și a Asociației Culturale Umanitare Viața de Pretutindeni a apărut cartea Academicianul Mihai Cimpoi, Savantul Timpului Prezent, Concepții, Elaborare, Prefață de Vitalie Răileanu. Volumul vizează munca cercetologică a academicianului, o importantă lucrare a lui Mihai Cimpoi, o istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, denotă gustul său artistic și estetic sănătos, de atitudinea sa justă față de procesul literar din Republică, enorma capacitate de generalizare, de sinteză, de concentrare la maxim a esenței fenomenelor și faptelor literare. Mihai Cimpoi, criticul, are darul de a ne propune un stil și un model inedit de a judeca și de a se exprima. La mulți ani, maestri! Biblioteca a început să se preocupe de arhivele personale și de personalitatea ca atare a unor scriitori. Sigur că am în vedere, în primul rând, l-am în vedere pe Nicolae Senencu, a cărui jurnal s-a publicat aici și nu numai jurnalul. Pentru mine a fost o surpriză că Nicolae Senencu a avut și o teză de licență la Institutul de Literatură Universală Maxim Gorki despre Eminescu. Și bineînțeles că în afară de această teză, în afară de jurnalul care a fost îngrijit parțial de profesorul Vitalie Răileanu, adică sub tutela bibliotecii Onisifor Ghibu, s-a mai publicat și câteva opere a lui Senencu inedite, care au rămas în arhiva lui personală, și este bine că o bibliotecă de felul Bibliotecii Onisifor Ghibu se preocupă, iată, de valorificarea activității literare și a personalității unor scriitori contemporani, dat fiind că alte instituții fac mai puțin pentru a promova scriitorii noștri, pentru a face cunoscut anume lucrările nepublicate, lucrările care au rămas în sertare.